Situația din Republica Moldova este critică și este datoria partenerilor europeni să îmbunătățim capacitatea de a face față crizelor multiple. Este declarația făcută de președintele României, Klaus Iohannis, la reuniunea în format restrâns de la Haga, în pregătirea summitului NATO de la Vilnius. Russia is and will continue to be the most direct and immediate threat to the Euro-Atlantic security. Thus, we must be able and ready to further enhance our posture and continue to provide necessary support for Ukraine and for our most vulnerable partners, especially for the Republic of Moldova. Security and that of Ukraine are connected. Klaus Iohannis a mai declarat că Republica Moldova reprezintă o preocupare personală importantă, la fel și pentru partenerii occidentali. Președintele României mai spune că este datoria aliaților NATO să găsească căi pentru a ajuta Republica Moldova să facă față situației dificile din regiune. The situation in Moldova is dire and I think it's our responsibility to find ways to help Moldova to enhance its resilience. Its entire situation. And I'm very glad that the colleagues share this evaluation. And it would be really great if we had remarks on these issues in the conclusions at Vilnius. Ieri la Haga a avut loc reuniunea în format restrâns dedicată pregătirii summitului NATO de la Vilnius din 11 și 12 iulie. La discuțiile inițiate de prim-ministrul regatului țărilor de jos, Mark Rutte, au participat președinții României, Lituaniei și Poloniei, premierii Albaniei, Belgiei și Norvegiei, precum și secretarul general NATO.